Iar filmez foarte de dimineață și îmi cer scuze dacă se aude și zgomot de afară, dar las geamul deschis pentru că afară sunt 22 de grade și aș vrea să profit de răcoarea asta naturală de dimineață ca să nu mai pornesc aerul condiționat apoi mai târziu, să încerc să răcesc casa așa de la prima oră. Bun, pentru că am făcut recent o comandă la Vitamix și mi s-a părut foarte interesant ce am găsit acolo. Nu e prima dată, am mai comandat toată de la Vitamix tot așa, niște chestii de mâncat, niște lapte vegetal, nu știu ce. Ei sunt un magazin online de tot felul de chestii bio, șați bio, naturale, vegetariene și nu știu ce. Voi cred că ați văzut că deja în ultima vreme am mai făcut unboxing-uri asemănătoare de la alte magazine. Ați văzut și de la Via Naturalia, No Sugar Shop, Organica, Rangal, în fine, adică nu că sunt o adeptă de asta 100% a mâncatului foarte sănătos și așa departe de mine, pe Storius, la mine vedeți și prăjituri de la Pamplezir, vedeți și pufuleți. Apropo, să știți că n-am mâncat pufuleți de peste o lună și încerc să mă abțin, dar fac ceva de genul, adică zic așa, băi, eu într-o zi mănânc atâta mâncare. Ce ar fi dacă măcar un sfert din mâncarea pe care o mănânc să fie ceva mai ok, mai bună, mai căutată, mai documentată, știi? Pentru că sunt totuși un om care nu mă pot încă detașa de niște obiceiuri alimentare. Mie, eu, de exemplu, sunt o mâncătoare de cartofi prăjiți. Ideea este că eu fac cartofi prăjiți la mine acasă, adică iau eu cartoful curăț și nu știu ce și îl prăjesc de obicei în uleiuri cu care au de asta, cum se cheamă, prag termic foarte sus. Și asta am învățat tot de la un medic care mi-a zis așa, băi, zice, tu până la urmă oricum nu mănânci nici carne, nici nu fumezi, nici bei cafea, nici bei... Acum zice, o prostie din când în când poți să faci și tu. Dacă tot îți faci cartofi prăjiți, niciodată să nu faci cu cartofi congelați și tot timpul să folosești un ulei de prăjit cu prag termic mare. Fie ulei de struguri, fie ulei de palmier. Acum cu uleiul de palmier sunt așa și așa, nu am ce să fac. Știu că sunt acum niște chestii de-astea de natură etică și ecologică, adică știu că uleiul de palmier înseamnă moartea unor păduri și apoi moartea unor animale. Acum, eu sper ca uleiul ăsta pe care îl cumpăr eu de palmier, pe care scrie că este obținut în condiții etice și fără așa, să chiar așa să fie. Că acum știți că, nu știu dacă știți, a fost scandalul cu Ferrero, cu Nutella. Ei au zis inițial că folosesc de asta, cum se cheamă, ulei de palmier care nu provine de pe zone de astea care au fost defrișate, care au fost chinuite și așa, ei așa spun, dar se pare că apoi au fost niște organizații dintre astea care protejează natura și au fost și au descoperit că de fapt nu e așa, că e o chestie foarte nasoală pe lumea asta, nu mai poți să ai încredere. Noi oameni suntem niște animale foarte mincinoase. Dar, în fine, se întoarce la cartofi prăjiți. Deci cartofi prăjiți mănânc, dar mi-i fac eu acasă. Acum, hai să vă arăt ce mi-am cumpărat de la Vitamix. Vitamix este un magazin, cred că românesc. Am aici două cutii de genul ăsta. Ei au pus în două cutii pentru că au băgat și mult material de ăsta, uite, de protecție. Uite, arată așa foarte, parcă sunt cu rădăcină în mână. Dar aici este, de exemplu, un suc de caise, de la bun de tot, de fapt nectar de caise, îndulcit cu agave, parcă văd eu că scrie aici, a îndulcit doar cu suc de struguri, este produs în România, producător Dacia Plant, da, mă împărre bună despre cei de la Dacia Plant și a venit ambalat așa, mi se pare foarte ok. Da. Asta odată, pentru că na, și eu și băiețelul meu mâncăm chestii dintre astea când mai stăm la televizor sau pur și simplu când mai stau așa prin casă cu obrigei și așa, am zis hai să iau ceva mai bio și am luat cu Ober Sticks and Pretzel, e o cutie în care am și cu obrigei și nu știu ce și e așa, un mix de, zice că sunt bio, da, ăștia sunt. Bun. Mi-am luat ceva pentru la bucătărie de la Organic People. Eu am mai luat niște chestii cândva de la Organic People. Tube and Tile... nu, asta e pentru baie, scuze. Am luat chestia asta pentru baie gândindu-mă și la faptul că noi pe Max îl spălăm de fiecare dată când venim cu el de afară. Îl spălăm pe lăbuțe, îl băgăm în cadă, îl spălăm pe lăbuțe și apoi eu imediat spăl cada, de obicei o spăl cu cif. Acum am gândit
hai să iau și ceva un pic mai sănătos, pentru că el tot pune boticul pe acolo și așa, să nu fie chiar tot timpul numai chestii de astea super detergent și așa, adică spăl la sfârșitul zilei, dar pe perioada zilei să dau cu o chestie mai, mai sănătoasă. Și acesta este natural, 99,6% ingrediente naturale, made with organic ingredients, certified ISEA Eco Bio Cleaners, organic lemon, da, și pare a fi, adică este și sigur pentru casele unde sunt copii. Când Mihai era mic, cumpăram foarte multe, practic atunci aveam numai dintre astea, inclusiv spray-uri pentru curăța jucării, care erau non-toxice, adică puteam să șterg, cum se cheamă, jucăria cu pânză împregnată cu aia și apoi nu rămânea nimic toxic acolo. Bun. Mi-am luat ceai și am adus aminte că mama și bunica mea, cred că mai își făcea ceai de trei frați pătați. Știu că are foarte multe proprietăți acest ceai. Nu știu unde am citit eu că este folosit chiar și în boli dintre astea foarte urâte. Adică știu oameni care au făcut cure pentru tot felul de forme de tumori și așa și beau foarte mult ceai de ăsta de trei frați pătați, care se pare că îi ajuta. Eu l-am luat așa, mai mult de tonic, nu... Ei, Natura Siberica este un brand pe care l-am mai văzut și prin alte magazine. Nu știu dacă am avut ceva de la ei până acum. Cred că am avut doar un gel de duș sau o chestie de asta de baie, dar acum am văzut că au ceva creme caviar de Rusi. Am auzit doar chestii bune despre acest brand Natura Siberica și mi-am luat și acest ser. Ăsta a fost un produs ceva mai scump. Apropo, nu v-am zis prețurile la produse. Dar dacă intrați pe site, pentru că să vă las link aici jos în descriere și m-aș bucura să folosiți acest link, pentru că este un link de afiliere, asta înseamnă că voi, dacă faceți o vânzare, pe voi nu, adică dacă cumpărați ceva, pe voi nu vă afectează cu absolut nimic, adică nu plătiți nici mai mult, nici mai puțin, ci plătiți exact de acolo, însă magazinul contorizează că acea vânzare vine de la mine și îmi dă și mie un comision, un comision care este undeva, nu știu, să vă dau un exemplu, la o comandă, cum am făcut eu acum, comanda totală, acum la mine cred că a fost de vreo 380 de lei, comisionul este undeva la 3-4 lei. Asta ca să vă lămuriți cât de mult mă voi îmbogăți eu după ce să faceți voi comandă. Bun, ăsta a fost, da, ăsta a fost ceva mai scump. Ăsta a fost vreo 90 și ceva de lei, ceva pe acolo. A fost produsul mai scump. Vedeți ce mai scump, ăsta e greu. A, aici mi-am luat, uite, vedeți? Mi-am luat Natru. Din ce am înțeles eu, este un brand pe care îl aduc în exclusivitate. Cred că și data trecută mi-a luat. Căutam eu lapte de migdale, fără zahăr, fără o chestie dintre astea, fără mai multe lucruri, și am înțeles că acesta de la Natru ar fi ceva mai sănătos față de altele. Și trecem la a doua cutie, care e deja mai clinică, mai... Așa, a luat cacao 10-12% grăsime, medium, brown. Am zis că dacă mai, totuși mai fac ceva, vreun chec, vreo chestie, să mai am o cacao ceva mai bună. Asta odată. Am găsit un brand, Spring Mark, biscuiți ecologice, animăluțe din Spelta. Deci, Carla și cu Max fac aici show, ca de obicei. Zice că e vegan, fără gluten, fără zahăr alb, pardon, fără lapte și fără ulei de palmier. Vedeți, sunt mulți totuși care insistă pe chestia asta fără ulei de palmier. Deci biscuiți. Așa, nu știu, sper să-i placă și lui Mihai. Și Spring Mart, din ce am observat, este un brand care îl găsesc mai în exclusivitate la Vitamix. Am luat sâmburi de caise pentru că am tot mâncat caise și anul trecut și am păstrat sâmburi, băi, dar atât de greu se sparg. Eu nu mi-am putut imagina, frate, deci trebuie să ai ciocan și forță să spargi sâmburi de caise. Lemnul acela este sticlos, așa, este pietros, incredibil. Și am auzit că sunt foarte, foarte buni sâmburi de caise, am mai mâncat și cu alte ocazii. Chiar am înțeles niște substanțe de asta, niște vitamine foarte mai rare, adică niște combinații de vitamine. Și am zis să mai iau, să încerc să... Nu o să-mi placă dacă o să fie foarte uscat, dar le găsesc eu. Și am luat multe ceaiuri, pentru că am văzut că au multe, multe ceaiuri ei. Să mai puțin. Deci am luat
de coada șoricelului, de anghinare, pentru că știți că, vă mai zic eu pe tata, aule, iar m-a luat fierea și e bine să fie acolo ceaiul de anghinare. Bun. Ce mai am pe aici? Ăsta este ceai de busuioc. Apropo, ceaiul de busuioc știu de la o asistentă de pediatrie bătrână care îmi spunea că pe vremuri în spitale, când copiii veneau foarte, foarte răciți, cu probleme, cu tuse, nu știu ce, le se făcea ceai de busuioc sau le se spunea părinților să le aducă ceai de busuioc. Alți biscuiței, tot de la Primark, cu cocos și ciocolată. Da. Sper să-i placă lui Mihai. Aici am făină de cocos. Da. Bine, e puțină, 250 de grame. Să văd, am înțeles că ies foarte bune pancakes-urile, clătitele acelea mai de tip american, făcute cu făină de cocos. O să vedem. Zice că este 100% natural, din cultură ecologică, țara de origine Sri Lanka. Da. Deci... Și sunt distribuiți în exclusivitate de Vitamix.ro. Deci magazinul ăsta face și distribuție de chestii de-astea mai sănătoase. Aici am luat zahăr ecologic dintre stie de zahăr. Acum e drept că o săptămâna viitoare trebuie să vină și mama și intenționez să o pun să facă niște prăjituri cu chestii de-astea mai sănătoase. Mama este genul care gătește tradițional, dar acum de dragul meu o să mai folosească și de-astea. Habar n-am ce este aici. Ah, acum gata, mi-am plăcut. Nu știam ce poate să fie ambalat atât de bine. Hai să vedem. Mai puțin. Știu că mi-am luat o mască care e cu argilă și cu trandafir și așa în capul meu a fost oare o semăna cu masca de la Sisley și spune că până când n-ai bani să-ți o iei, aia e vreo 4 milioane. Până când asta am bani să-mi iau pe aia. Practic cât a fost toată comanda mea la oamenii ăștia. Night Shift Organic Kitchen este un brand, deci este mascarilla facial de noce, reparatoria. Da, sună foarte vesel așa și am să o desfac aici cu voi pentru că nu mă pot abține, vreau să văd mirosul acela. Ia uite, desface, parcă zici că e un iaurțel, e sigilat aici, perfect. Așa, mai puțin. Oh! Păi cât de bine miroase. Adică miroase foarte subtil, foarte natural, așa, să mă dau puțin aici cu ea, că nu rezist. Băi, dar ce bine îmi pare că mi-am luat-o. Și știți cât am ezitat? Că am zis, ei, la câte măști am, lasă, că mă, nu mai o iau și pe asta, am și măști neîncepute. Da, deci Organic Kitchen, Night Shift, tot așa EcoCert, un brand tot așa ecologic. Este făcut în, stați, îmi dau eu seama aici, Organic Shop, nu știu ce, pare a fi făcut în Germania, zice Made in EU, în Uniunea Europeană, cu Organic Evening Primrose Raw, ulei de primrose, uite mereu cum se zice de fapt chestia, Organic Damask Rose, da, foarte, foarte drăguț și ambalaj așa, foarte, parcă ar fi ceva de mâncare. Mihai și-a cumpărat aparat de făcut popcorn. Da, normal. Și am zis, hai să iau niște popcorn mai bioșel, așa. Sunt foarte groasă ce o să zică. M-am gândit și la chestia asta. Bun. Ei, biscuiții Ambrosia. Și eu și băiețelul meu suntem mari fani de biscuiți de la Ambrosia. Am găsit aici, zic, hai. Mai fi acolo pentru când ni se face poftă de biscuiți. Apropo, să știți că a prins bine, ați văzut și de la Via Naturalia și din mai multe locuri am tot luat biscuiți de ăștia bio cu conținut mai redus de zahăr. Și vreau să vă spun că acum recent, când am fost la mare și am cumpărat din benzinărie, ne-am luat niște, nu știu, să înțeles sau nu știu ce, niște chestii. Băi, mi s-au părut atât de dulci și de grețoși. Ai zis, Doamne, eu mâncam înainte chestii dintre astea. Da, adică diferența se simte când mănânci o perioadă lucruri de-astea bioecologice, chiar se simte. Aici mai am un natural smoothing shampoo, mai am un șampon, parcă din ce știu, cu ceva zmeură, cu extract de fragi și ulei de jojoba, este un
un șampon. Așa asta mi-a plăcut, că e cu pompă, pentru că toate cosmeticele cu pompă se folosesc mult mai ușor și asta este bine asigurat aici. Da. Iată să vedem cum miroase. Că chiar... Nu tot așa miroase. În general, produsele astea naturale nu au niște mirosuri de-astea să-ți sară așa căciula. Mai am aici, am luat și un gel de duș. Asta cred că e cu, cu extract de piersici și caise. Tot de la Organic Kitchen. Mi s-a părut foarte interesant și că Organic Kitchen, adică cumperi cosmetice de la ceva care se numește bucătăria organică. Mi s-a părut foarte funny. Asta. Ia puțin. Drăguț arată și ăsta. Chiar drăguț. Ok. Ei, și acum o să vă arăt marele produs al serii, ca să zic așa. Este ambalat bine, bine de tot aici. Dragilor, mi-a luat bere. Da, mi-a luat bere, tot cu apucă de băut. Știre de... Știre de știi de pagina 1 în Libertate. Un blogger român care vorbește despre mâncarea sănătoasă, nu știu ce, se apucă de băut. Da, este. Asta este, se cheamă berea gravidei, pe la american, pe la așa. Este bere cu ghiozdir. Ea nu are alcool în mod normal, însă, pentru că are, nu mai știu ce, zahăr de trestie sau nu știu ce, e posibil în procesul de depozitare aici să se formeze, scrie pe ea, un foarte mic procent de 0, ceva, maxim de 1%, care se formează. Deci e un alcool care se face prin fermentarea acelui zahăr din, din conținutul acestei beri. Un zahăr, stai să vă zic acum, ginger beer. Stai mă! Max, a început să-mi vadă marca cum se cheamă. Scria pe aici la un moment dat, știu că am citit eu și așa. Eu cumpăr de-asta de când eram însărcinată, pentru că asta, Dula, cu care am făcut noi training, ne spunea că cel puțin în afară se bea bere dintre asta în disperare când ești însărcinată, pentru că stai foarte... Da, e zahăr din trestie de... Asta conține apă carbogazasă, zahăr din trestie, ghimbir, arome naturale, acid citric, nu mai știu ce, drojdie, conservant și antioxidant. Și spune că ea conține bucăți de ghimbir. Răsturnați sticla înainte de a o deschide. Pentru a deschide, trageți inelul în fine. Scria totuși pe undeva de chestia asta, că să ai grijă că poate să facă un mic procent de alcool din cauza faptului că rămâne ghimbirul în ea, drojdia și cu zahăr. Și posibil acolo, prin procesul de fermentație, să se obțină niște alcool, dar în cantități extrem, extrem de mici. Adică nu... E ca și cum... Știi, ai băgat degetul în alcool și ai dat așa pe limbă, deci cam aia e cantitatea. Ei, și eu de asta, berea aceasta am descoperit-o de când eram însărcinată și o găseam destul de greu. Erau numai magazinele astea naturiste care vindeau și tot timpul aveau stoc foarte mic. După aia a început să apară și la Selgros și la Mega Image, dar acum știu că era prețul foarte bun, nu știu, 6,7 lei sau o chestie de asta la cei de la Vitamix și am zis să-mi iau un băxuleț de ăsta mic, să fie un 4-pack, deci da, noi ăștia care bem bere fără alcool, bem 4-pack, nu 6-pack. Bun, ăsta a fost unboxing-ul, sper că vă este de folos, mai ales celor care încercați să mâncați ceva mai sănătos, deci rețineți Vitamix, link-ul meu în descriere, și dacă ați cumpărat și voi lucruri de aici și v-a plăcut ceva în deosebit, lăsați-mi aici în comentarii.